Amendamentele depuse pentru aeroport au avut succes anul ăsta, să zicem. Da, un prim succes. După mulți ani, iată că în 2019 parlamentarii PSD și UDMR au reușit să obțină o alocare de 23 de milioane de RON pentru proiectul aeroportului Brașov. Suma a fost constituită așa din două surse, dar a fost un amendament în colaborare și credem că suma este fundamentată, este de ajutor administrației județene, este un început, e și un semnal pe care îl dă și Parlamentul și Guvernul către acest proiect, care acum este suficient de matur și convingător. Ne-am uitat pe sumele cheltuite, contractate și cheltuite de Consiliul Județean în acest mandat, deci 2017-2018. Ne-am uitat la sumele care ar putea intra la cheltuială anul acesta, de ce facturi se vor putea emite, ce tranșe de plată vor fi. Și vorbim de 10 de milioane de lei, adică un contract de 34 de milioane de lei, cel semnat în ianuarie anul acesta, pentru proiectare câteva luni și apoi execuție pentru mai multe obiective, cum ar fi parcarea sau porțile de acces sau clădirea pentru pompieri, clădirea energetică. Iată, din acești 34 de milioane de RON, 23 de milioane de RON din alocarea de la bugetul de stat înseamnă un ajutor și răspund astfel și criticilor că suma ar fi mult prea mică. Eu subliniez doar atât. Este o premieră, se reușește pentru prima dată această alocare, iar suma raportată la anul 2019, pentru că este un buget pentru anul 2019 și la cheltuielile contractate și la facturile care vor intra la plată anul acesta, este de ajutor, este de folos, nu este o sumă mică. Rămânem aproape de marile proiecte ale Brașovului. PSD susține proiectele cheie, așa cum a fost și în cazul Spitalului Regional și va fi în continuare. Noi am susținut pas cu pas și acest proiect, iar dorința mea și ceva la care am lucrat și în ultimul an este să reușim decontarea la un moment dat din fonduri europene a unora dintre cheltuielile care se fac și se vor face pe acest proiect. Deci este o formă de a susține acest proiect și sper să fie evaluată corect de cei care primesc această informație. Brașovenii își doresc acest obiectiv, indiferent că fac sau nu politică, oaspeții noștri își doresc acest obiectiv. Avem nevoie de accesibilitate și acest proiect a intrat într-o etapă în care, iată, are și sprijin guvernamental. Banii vor veni de la Ministerul Transporturilor, a zis. O parte, da, 13, eu am depus un amendament prin care am diminuat cu 13 milioane de lei bugetul Ministerului Transporturilor, iar o parte vin de la Consiliul Județean Covasna. Inițial, UDMR dorea să sprijine acest proiect prin bugetul Consiliului Județean Covasna. Eu am avut o discuție cu președintele UDMR, cu domnul Kelemen Hunor, alături de deputata de Brașov, Izabela Ambru, și am agreat că juridic, acești bănuți trebuie să ajungă la Consiliul Județean. Brașov este cel care face investiția. Nu ar fi existat nicio cale juridică de a transfera banii de la CJ Covasna, pentru că nu este implicat în aceste lucrări, în această investiție. S-a terminat cu bine această primă alocare și cred că e un început și eu îmi doresc să putem să avem o colaborare onestă pe acest proiect și să putem să mai susținem, nu doar financiar, acest proiect pe măsură ce el va progresa. Deci cei 10 milioane nu au fost ceruți pentru aeroport de CJ Covasna. Au fost mutați, da. Deci alocarea inițială era gândită, a venit prin Consiliul Județean Covasna, așa a gândit UDMR. Între timp am avut discuții, am văzut că juridic le-am și spus că nu se poate face o astfel de alocare, pentru că proiectul aeroportului este la Brașov. Dacă își doresc să susțină acest proiect, și e foarte bine că și-au dorit, am gândit acest amendament comun, rezultând această sumă totală de 23 de milioane de RON pentru prima dată.